Bine vă găsim pe canalul nostru, suntem Manu și Neti și azi mergem la Sfinxul și Babele. Ne aflăm încă în Munții Buceci, dar în județul Dâmbovița, localitatea Moroeni, iar la acest obiectiv ajungi foarte ușor și accesibil pentru oricine. Să o luăm de la început. Noi de data aceasta am pornit din Sinaia, este cea mai apropiată de obiectivul nostru, adică la 40 de kilometri distanță. Traseul cu mașina este frumos, drumul bun, pădure, peisaje, animale ca oi, măgari, câini, capre, vaci, dar și foarte mulți copaci căzuți de la furtuni. Tot timpul găsesc animale. Și într-o oră am ajuns și la locul unde am parcat mașina. E exact unde se termină asfaltul. Și undeva în dreapta se va observa cabana Piatra Arsă. Locul este destul de larg și dacă ajungeți dimineața veți găsi lejer loc de parcare. Cea mai simplă cale este cu telecabina și pornim din Bușteni. Din câte am înțeles de la alți turiști, se merge cu ea undeva la 10-15 minute. Ajungi la cabana Babele, unde veți găsi imediat și renumitele babe.
Mai înaintați aproximativ 7 minute după câteva poze și ajungeți și la vestitul Sphinx. Apropo, dacă doriți în weekend să optați pentru telecabină, se formează cozi interminabile și dacă te decizi la ora 11, este posibil să fie prea târziu. Prețul este 80 de lei dus întors pentru adulți. Și acum cealaltă variantă, mai ieftină, puțin mai lungă, dar deosebită, este să traversăm cu mașina Transbuceci și apoi la pas o oră pe traseu. Desigur, noi am ales varianta a doua. Vă mulțumim că ne sunteți alături, apreciem că ne urmăriți și că împărtășiți cu prietenii voștri ceea ce facem. Vă reamintim că puteți arăta susținerea voastră prin like și abonare cu clopoțel la canal. Nu vă costă nimic, iar pe noi ne ajută să ne atingem obiectivul de a avea 1000 de abonați. Traseul nostru începe pe partea stângă. Veți observa un drum larg și puțin abrupt. Ne bucurăm de traseu timp de o oră până la Sphinx. Din ce am observat noi, este un loc îndrăgit și de bicicliști. Drumul le permite să viziteze locul pe bicicletă. Pentru familiști, locul este perfect. Te relaxezi în natură, copiii se pot juca, iar părinții fără probleme îi pot supraveghea. La cabana Babele este și o terasă și tot de aici se pot face și trasee montane către vârful Omu sau mai aproape Crucea Caraiman, cruce ce este vizibilă și în Dimbușteni. În regulă, și acum ne aflăm la o altitudine de 2292 metri și ne minunăm de peisaj. Totuși, aceste două obiective sunt înconjurate de o mulțime de legende în ce privește apariția lor, dar oamenii de știință s-au pus de acord că s-au format pe cale naturală datorită vântului și a apei, mai exact procesul de îngheț-dezgheț. Ce e un Sphinx? Conform definiției standard, este o creatură cu cap de om și corp de leu. Sfinxul din Buceci se aseamănă cu marele Sfinx egiptean. Chiar se zice că egiptenii s-au inspirat de la noi și că ar exista un tunel secret care leagă cele două obiective. La Sfinx mai e și un eveniment foarte important. În fiecare an, în data de 28 noiembrie, are loc un fenomen magic. Soarele formează cu razele sale o piramidă în jurul Sfinxului și cică ar avea și puteri tămăduitoare. Foarte mulți oameni vin să vadă momentul și să primească energie. Unii rămân uimiți, alții spun că nu au observat nimic. Țineți minte data și mergeți să vă convingeți singuri. Dacă urmați traseul, pe alocuri veți observa câțiva comercianți ce au spre vânzare ciocolată de casă, acadele, mure, zmeure, porumb fierb, linguri din lemn și coșulețe cu flori. În concluzie, merită să vă rupeți puțin din timp să vă opriți și pe aceste meleaguri. Și ca să mai bifați și un alt punct din apropierea Sfinxului, vă recomandăm peștera Ialomiței. Peștera are program de vizitare între orele 8 și 19 pe timp de vară și e în drumul nostru prin Transbuceci.
La întoarcere mai puteți să vă relaxați cu minunata Sinaia și putem spune că a fost o zi reușită, mai ales dacă și vremea ține cu noi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Dacă ați fost în pană de idei cu activitățile din weekendul acesta, sperăm că v-am fost de ajutor și cu această recomandare. Și pe final, like, share și subscribe la canal. Numai bine!